Pardon. Un motor cu excitație derivație. Un motor cu? Cu excitație derivație. Are intensitatea curentului în rotor I egal cu 48,4 amperi. Se cer puterea nominală a motorului, rezistența reostatului de pornire pentru ca momentul cuplului de sarcină. Ale cui sunt mizeriile astea? Vreau să știu cine și-a permis să aducă la școală așa ceva. Vizante le-a adus, doamnă! Nu le-am Stai adus, jos, doamnă! Vizante! Dacă în 5 secunde nu se ridică în picioare cine se știe cu musca pe căciulă, îl chem aici pe director și facem o anchetă de n-o s-o puteți duce. Nu le-am adus eu, doamnă. Ia-le mele, doamne! Cum ți-ai permis să aduci anticoncepționale la școală? Nu știam ce e, doamnă. Credeam că e vitamine pentru ochi. Le-a adus bunica mea din Ungaria. Nu mă minți în față, mânzatule, că te pun să le înghiți pe toate sub ochii clasei. Că
Care este politica demografică a partidului și statului nostru? Partidul și statul nostru încurajează... Ce încurajează? Reproducerea. Încurajează natalitatea, mânzatule. Natalitatea, nu reproducerea. Nu-ți cere nimeni să te reproduci. Ești arhisuficient și într-un singur exemplar. Ei? Vă rog să mă scuzați, n-am avut timp să învăț, pentru că mă pregătesc pentru facultate. Sigur că da. Pastile de astea vă pregătiți. Nu. Nu. Dacă nu m-aș gândi la părinții ăia care trag din greu pentru tine. Ne vedem săptămâna viitoare. Vitaminele pentru ochi rămân la mine. Dar ar domnul să fie expirat, să te trezești cu gemeni! Auzi, bă, și la 200 pachetul, să știi că tot bunică da ți-le cumpăr. Ce-ai, bă? Vici, bravo! Bă, dă-mi drumul, bă! Ce-ți face amorul secret? Bine. Domnul v-a hotărât. Ce? Să faceți chestia aia. Ane Marie, mă lași? Treaba ta. Dar cu cât o amând mai mult, cu atât e mai greu să știi. Și când vă hotărâți, am și o cameră pentru voi. Lasă-mă, fata, bace, că depleznesc bou, dracu. Ce-i mânzatul? Care-i problema? Nu e nicio problemă. Asta mă enervează, mă, lumea proastă, nu suport. Ei. Ești curios? Am studiat, fenomenul. Deci nu e nicio problemă. Ce problemă să fie? Credeam că ai vreo problemă. Eu n-am nicio problemă. Tu ai vreo problemă? Nici eu n-am nicio problemă. Deci n-avem probleme. Perfect. Păi să nici n-avem. Hai, pa! Și... bilete la teatru! Cine vrea bilete la teatru? Haideți că oricum e obligatoriu. Cine e casierul clasei? Nu știți ce teatru e? Te pomenești că ai și pretenții acum. E un teatru serios. Piteștiu, Ploieștiu, nu mai țin minte. Oricum, stă o săptămână în oraș, e rușine să nu mergeți. Eu am scutire la sport. Merge și la teatru? Poate vrei să te scutim definitiv din liceul ăsta, mânzatul. Haideți pe rând fiecare cu câte 10 lei. Rapid! Da, sigur, tati. Se ard cartofii. Da, ai dreptate, trebuie să mă gândesc la viitorul meu. Când? Cât de curând? Nu mai prind Europa. Cineva mi-a umblat la frecvențe. Nu pot să mă gândesc la viitor când se ard cartofii pe aragaz. Ia uite, s-au ars. Suntem împotriva oricărui. De ce trebuie să avem discuția asta la telefon? Doamna Burlacu, ați lăsat dumneavoastră apa de timp la baie? Te ne-ai inundat? Pune că cineva mi-a iurit radio. Dar nu e de la noi. Intrați să vedeți. Poftim. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Ce-ai dragul să fiți de spion? Sună pe doamna Danciu să vă înțelegeți pentru meditații. A zis că marți nu se poate. Perfect. Dom'le, mașina asta e terminată. Nu mai prinde Europa. O săptămână. Lasă că nu se decide viitorul meu în săptămâna asta. Da, uitați, și nouă ne-a muiat tavanul. Dar nu e de la noi, e de la doamna Voina de sus. Da. Pare rău. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Te pup. Da, mă pun pe treabă, sigur. Pa. Autorul romanului ecranizat de el, pe nume... Voi recita din repertoriul de concurs poezia Actorii de Marin Sorescu. Cei mai dezinvolți
actorii, cu mânecile suflecate, cum știu ei să ne trăiască. N-am văzut niciodată un sărut mai perfect ca al actorilor în actul 3, când încep sentimentele să se clarifice. Cine e ăștia, bă? Artiștii. Ce? Televiziunea? Care, mă, nu te uiți la ei? Parcă-ți veniți cu Pluta. Vai, mă, dar ce-or fi așa adormiți? Ăștia ne trimit toate căzăturile. Îți zic eu că ăsta e muzeul Antipa în turneu. Auzi, Cristi? Băi, Cristi, nu te mai uita, bă, că-s numai mazete. Vrei să-ți fac cinste cu un coniac? N-ai tu bani de coniac. Ba da, bă, că am vândut biletele de teatru la niște papagali. 30 de lei bucata. Uite ăsta care a coborât acum, e cel mai drăguț. Care, staroste? Cinema? Ce, tu nu-l știi? Nu, de unde? Ce-am făcut premilitara împreună? A fost la televizor în serialul ăla, Un august pentru popor. Da, el îi juca pe toți nemții. Am cât ori scoate ăștia pe luna. Te-am spus că se uită. Nu te întoarce acum. Nu, fii atent, fii atent, se uită. Repede! Dați-i ceva să bea! Nu mai pot! Vai de mine, dar ce-a pățit? Nu mai parlamentăm duduie, omul e rău! Ce faci, domnule, de-aia bă, te-ai sunat? Da, dar ce? Vodka! Da. Nu ne-a venit, n-avem! Whisky! Nu ținem de astea, e decât coniac, unirea și zmeurel! Și ce? Și zmeurel? Atunci dă-ne condica, hai! Vrei să mă omor, viperă, nu mă mai iubești! Când mă iubea, aveai de toate, nici n-apucam să fac comanda. Asta așa, cred că mă confunzi. Păi dacă începem cu chestii de ăștia... Dacă ne-a prins măta în dulapul de haine, te faci că ai ta, fiți ar ochii, ai dracu să-ți fie. Te duc și te caută la cap, doamne. Nu fi ordinară. Dar e o confuzie, zău, e o confuzie. Da-ți noapte pe la trei când s-a rupt patul cu noi și băteau vecinii în țel să dai sonorul mai încet. Tot o confuzie era, nu? Auzi, așa, eu pe dumneata nu te cunosc, la mine nu ține cu vrăjeală de asta. Scoate o vodcă, altfel povestesc tot. Povesti? Tu nu mai faci una ca asta, nu-i așa, iepuraș? Mai vezi tu trei orgasme când mi-ai vedea eu ceafa. Ia vala cu Caterin, ca panara mele dracului ce sunteți, dar unde vă treziți? Că acu cheam miliția. Auzi, fă, reține chestia asta. Băiatul ținea la tine. Ostași, e rândul vostru. Da, mai e liber. Hai, băi, băieți! Hai, băi! Hai! Hai, gata! Mișcarea! Haide, băi! Bă, voi nu vreți să vedeți meciul, băi? Terminați cu joaca, domnule! Sau unde? Hai pe bune! Bă, am eu vreun interes să te mint? Te place foarte tare, mă, mi-a spus azi dimineață, se roșise ca sfecla, săraca fată. Cristina? Nu, Mirabela Altauer. Dar evident pentru toată lumea, mă, de luni de zile stă cu ochii pe tine ca pe butelie. Bă, dar prost ești! Așteaptă să spași tu gheața, e timidă, normal. Auzi? A? Și cum să... Ascultă-mă, fii antena, că văd că la femei nu ești meseriaș. Îi iei mâna? Nu așa, mă, îi iei mâna finuț. Și frăci, uite așa, cu degetul mijlociu la podul palmei. Dar nu prea tare, că dă sângele. Băi! Ăsta-i semnul că tu o întrebi dacă vrea să fie prietenă cu tine. Și îți răspunde, uite așa, cu degetul mare. Și pe urmă, fii atent. Mă întreb dacă vrea să vină diseară la tine să-ți vadă colecția de discuri. Obligat, băi. N-am discuri. Nu contează, mă, înțelege fata. Hai, mă, serminați. Am auzit eu că umblă cu mizal în termen, păi nu e... Păi tocmai, mă, vezi în ce hal ai adus-o. Bă, dar prost ești, mă. Bă, nu mai zic. Hai, 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 du-te acum. Bă, e bărbat, bă. Și nu uita, cu degetul mijlociu la podul palmei. Du-te, mă. Hai, 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 hai. Du-te, mă, lasă. Thank you.
Vrei să-ți ghicesc în palmă? Știi să ghicești? Normal. Mai târziu, după ce mă spăl pe mâini. Nu, 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 că așa ghicești chiar mai bine, consulate. Părând în viața ta, persoană care îți va schimba viața. Serios? Unde? Vei avea foarte curând o întâlnire importantă cu cineva care, mă rog, foarte aproape. Vizi seara la mine să seară colecția mea de discuri? Pare rău de seara meditației. Hai că nu mai e mult. Vine 651. E deja trecut de 7. Fug la meditație. Nu mă spune că am plecat. Da, dacă ai meditat. Ia spune! Cu care din băieții ăștia se pregătești, ha? Salut. Am fugit din cazarmă. Am sărit gardul. Îți dai seama? Sunt dezertor. Ce ai nebunit? Dacă spun, era să mă ciocnesc și de o patrulă. Nu te cred. Ba da. La 8:30 trebuie să fiu înapoi la apelul de seară. La 8:30 trebuie să fiu înapoi. Și chiar ai sărit tu gardul? Îți dai seama? Acum la spartul târgului. Peste o săptămână ne eliberează. Și am și o surpriză pentru tine, dar ți-o spun mai târziu. Puți a băutură. Hai, la treabă. Joia meditație, dacă nu mă duc cu astea făcute, mă toarnă baba la tai. Imediat. La 8:30 trebuie să fii înapoi, nu? Știi că peste o săptămână ne eliberăm? Mi-ai mai spus, vezi-ți de treaba ta acolo. Îți dai seama că peste 8 zile termină armata? Și aveam și o surpriză pentru tine. Ce? Ți-o spun mai târziu. Ce, ce? Spune-mi acum. Integral. Spui sau te bate zâna apa în cap. Nu, 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 prea multe vrei tu. Un pic, un pic. De ce? Ce vrei?
Vreau ca prietenia noastră să se dezvolte într-un sentiment mai puternic. Ah, păi dacă începem cu șmecherii... Să stai luni de zile într-o cazarmă, să n-auzi decât zbierete de animale de dimineața până seara. Asta nu înseamnă cum ești să te repezi la oameni să le sfârși hainele. Când se dă stingerea și mitocanii din dormitor încep să vorbească porcării, te gândești la cineva care între timp puținii pasă. Miam, 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 miam. Eu cred că după ce ești prieten cu cineva 3 săptămâni, ai dreptul să-l deschiei la nasturi. Unde scrie? Da, mă rog, da, nu există încredere. Nu-i vorba de încredere. Ți-am spus că pentru mine e foarte important. N-am să o fac decât când o să fiu măritată. Sau, mă rog, logodită. Se aranjează. Fii atentă. Peste o săptămână e noaptea de adio în companie. O să fie un chef monstru pe șest. Ne logodesc băieții. Asta era surpriza? He? Ce zici? A cui a fost ideea? A lor vor să te cunoască. Cum adică vor să mă cunoască? Le-am spus că suntem împreună și... Cum adică le-ai spus că suntem împreună? De ce nu trebuia? Păi... De ce să le spui ce sunt eu, secret militar, să circul din gură în gură? A fost o glumă. Exact. Am glumit. Am vrut să văd cum faci. Ce plasă ai luat? N-a fost o glumă. Stai puțin, ai înțeles greșit. Nu, tu ai înțeles greșit. Că ce? Că am fi noi doi împreună. V-ați gândit cumva să-mi arătați și colecția voastră de discuri? Sunt zorii unei lumi noi, Marcela. E mai mult decât o boare a dimineții. Voi, tinerii, trebuie să trăiți o altfel de viață. Hai să nebunești! Da, bunico. Ce-o face Ștefan? De ce nu mai apare? Când întârzie, am o teamă ciudată. Ștefan, unde ai fost? Eram îngrijorată. De ce nu dați drumul la radio? Voi nu știți ce se întâmplă? Criza economică. Atențiune! Lăsați aparatele deschise. Vom transmite un comunicat important către țară. Marcela, cum pot să-ți spun? Sunt membru al Partidului Comunist. Ștefan! Înțelege, Maria, că meseria mea este viața oamenilor. A ta, a lui, a ei. Și tu ce-mi ceri? Să pun în primejdie sănătatea, viața unui pacient? Pentru ce? Pentru un post în capitală? Ce justiție crezi că m-ar achita dacă aș face asta? Chiar așa? Cine-ți dă ție dreptul să te crezi atât de important? Să-ți închipui că simpla ta existență este premiza vieții altora? Greșești, Maria! Existența fiecăruia dintre noi este premiza vieții celorlalți. Hai! Arestează-i pe amândoi. Deci tu erai. Istoria pedepsește pe trădători. La siguranța statului. Un moment! Gândește-te bine, agentule. Va veni și timpul dreptății. Într-o bună zi te vei trezi în moci la istorie. Lupta noastră o ducem și pentru toți cei năpăstiți. Frigal dracului, domnule. 3 ore în frigiderul ăsta ne duce la aplauze pe tărci. O jumătate de oră ne-au ținut afară în frig. Da, e neplăcut. Mâine, gata, suntem civili. Felicitări.
Te-ai mai gândit? Crezi că am la ce? Eu m-am mai gândit. Și ai ajuns la vreo concluzie? Nu vrei să ne mai vedem? Trag tare zilele astea, sunt în urmă cu materia. Nu mai pot să stau, suntem cu lentul. Te aștept totuși diseară pe la 7 la vagon, da? Angel! Pleci la locul tău imediat! Miluiește-mă, jupâne! Dumnezeu de înzecit! Sufletelor ce se îndură de un sărman nenorocit! Cum? Ce spui? La sută mia? O gamătă minunată! De-ar fi astfel, starea-mi toate eu ți-aș da-o, chiar îndată. Să știi însă că dând una, nu o mai vei, nu o mai găsești. Miluiește-mă, jupâne, cu ce singur socotești? Așa cruce Flavioase. Așa cruce Flavioase? Așa față răstignită? Așa închinăciuni plecate până la brâu și mai jos. Iată că misterul s-a elucidat. Cu mine vorbiți? Îmi pare bine. Prietenii spun Dino. Dino Camfred și Barney? Exact. Dar pe tine, în afară că semnezi admiratoarea în toate bilețele, te mai cheamă cumva? În ce bilețele? Așa e, 1-0 pentru tine. Deci? Ah, Cristina Burlacu. Burlacu? Îți plac burlacii, Cristina? Așa. Mai mult decât cei însurați în orice caz. 2-0 pentru tine. Beau cafea, Cristina? Nu beau cafea. Uitasem la voi să bea numai zmeurel. 2-1. Îmi dați și mie un autograf? V-am văzut într-un film. Da. Felicitări. Mulțumesc. Ce te rog, așteaptă-mă 2 minute aici până mă duc să mă demachez, da? Iar noi, cei țepeni într-o singură viață... Într-o singură viață. Una singură, nu mai e multe, nu zeci de roluri. Nici măcar pe asta nu știm trăi. Vorbim anapoda sau tăcem aninșir, penibil și inestetic. Scârbă, penibil, inestetic. Și nu știm unde dracu să ne ținem mâinile. A fost prost. No. Dar cum a fost? A fost prost. Cât e ceas? E de vreme. Cât? Ai prevista de făcut? Cât? 11. Arată-mi. Mai bine ia din vinul ăla, e păcat. E de la mătușa mea. Arată-mi ceasul. Vai, încăpățânată mai ești. E 11:30. Vreau să văd. Nu te las ombli cu ceasul, că îl strici. E 12:10. Crede-mă, e atât dacă îți spun ce interes aș avea să te mint. Te cred.
E târziu, trebuie să plec. Stai puțin, unde te repezi așa? Termină-ți măcar vinul. Hai să ciugnim. Pentru baftă la admitere. Bine. Auzi? Dar de ce vrei să faci tu meseria asta? A fost prost, știam. Tocmai că n-a fost prost deloc. Dacă era prost, te încurajam. Așa mi-e limit concurența. Vreau să mă fac actriță pentru ca să trăiesc în pielea multor personaje. Ai stomac destrut? Poftim? Poți să închizi orice? Chifle vechi, nopți în tren, rolul de rahat în piese la care îți vine să vomiți, mâncătorie, frig în teatru, provincie, poți să înghiți? Da. Numai ca să fiu acolo pe scenă, să se uite toți la mine și să spună, uite, asta e de la noi din oraș. Bravo. Eu nu mai pot. Puteam. Mi-a ajuns. Dezbați ca bouă de pomană. În țara asta nu mai dă nimeni doi bani pe talent. Știi care e toată șmecheria? Să bei, să te distrezi, să te culci cu femei frumoase. Eu asta fac. Pe scenă mă urc numai să-mi iau salariu. O meserie de rahat nu merită mai mult. Așa o fi și dincolo. De unde știi ai fost? Am avut un coleg care a ușchit-o. De ce nu te duci după el? A ajuns șofer de taxi. Deci nu vrei să pleci. Poate că vreau. Vrei să pleci? Asta nu-i treaba ta. Și dacă ajungi șofer de taxi, ce? Toată lumea știe că la început e mai greu. Trebuie să crezi în tine ca actor. Și nu știu unde dracu să ne ține mâinile. Nimeni nu se afirmă așa una, două. De ce te dai bătut? De ce renunți așa de ușor? Trebuie să te zbați. Am să mă zbat. Trebuie să lupți. Am să lupt. Reușesc dincolo, înțelegi? Dacă aici m-am înfrentat, am să-i fac să... Ești atentă? Am să-i fac să-și bagi ochii încă de invit. Ascultă-mă. Să spună... Uite, tipul ăsta, care câștigă o jumătate de milion de dolari pe an, e de aici din România. Pleci? Trebuie. Dimineața am școală. Școală? Doamne Dumnezeule, ești de levă. Da. Acum plec. Îmi împrumuse taxi să ajung acasă? Îmi port o felul din pantală. Nu mă să-ți dau valiză. Ce mi-a lăsat mie? Ce crezi că trebuie
aici, malele ale tale, curva dreacu! Curva dreacu, male tale! Curva, bă! Curva, bă! Îmi pare rău că... în sfârșit pentru aseară. Nu te scuza. A fost din lipsă de concentrare. M-am blocat, înțelegi? Nu-mi ieșea din cap chestia asta că... mi-am mirosit, că mi-am ratat. Înțelegi, ca actor. Pune la loc, te rog. Cine e asta? Uite că are și un autograf. Ai grijă cum te porți, Carmen. N-am știut că ești însurat. E mama la tinerețe. Ce golan ești. Vezi, poate ea și te caută. Da. Da. Cine? Alo? Alo, cine? Alo? Pa, am fugit. Noapte bună, Bizi. Sentimentul erotic la coșbuc. Te ascult, Cristina. Coșbuc este un poet solar. Coșbuc este un poet solar? Iubirea la el e simplă? Dezbrăcată de orice... Îmi pare rău. Au plecat cu toții la prânz. Trebuia să vin mai devreme. Și-au plecat definitiv? Cu autocarul. Era veselie mare, cea că se duce la București să joace și acolo. Auzi, vezi că a făcut fata curățenie sus și a găsit un par spart. Scoate și tu 50 de lei. Că altfel mă sancționează. București, clasa a doua. Cuvinte despre centru urban care ne va găzdui. Mă rog. Bă, asta are un fix, hai, interesant. Scoate și tu ceva de valoare. Să ne priască mâncare. Deci un orășel pitoresc, aproape de malul Dunării și de granița cu... Australia! Iugoslavia, vitelor. Să nu mai vină vreo idee. Deci un orășel cu 80.000 de locuitori, 3 restaurante importante, dintre care unul deschis până la 10 seara. Terminați! Eugenie? Asta e situația. Un parc foarte frumos, cu o bibliotecă la aer liber. Wow! 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 Wow!
o fabrică de textile cu personal feminin. Animalul, porcule! Ce glume proastă astea? Un liceu mix? Se întâmplă ceva în viața ta? Unde sunt sandvișurile calde? Unde-i drobul? Unde-i checul? Ce ați făcut? V-ați despărțit? Tu ai fost mult implicat din țară? Ieri am avut a treia înfățișare. Nu se poate. Divorțezi? Bine, bine, și pentru noi nimic, nimic. Și două regimente militare cu o casă armată în centrul orașului, unde se dau baluri pentru ofițeri. Domnul Dino, dumneata ai să-mi restitui 1300 de lei. Când, domnule, că nu-mi amintesc? Era prin 1929, la vremea crizei. Gata, gata, lasă. Lucia, ai auzit ultimul buletin de știri? Băiatul ăsta divorțează. Serios? Felicitări! Uite și tu ce boboc de fată lasă el, vezi? Mă, dragul, tot vă țineți poza în pormoneu când divorțați ca să vadă gagicile, că vă pare rău, Și din ce v-ați luat, Din dragoste. Nu, domnule, acum cu divorțul, din ce v-ați luat? E nebună, e bolnavă de nervi. Are impresia despre mine că aș fi un fel de Casanova. Hai, lasă-mă. Domne, pe mine are cine să mă spravegheze, înțelegi? Am slavă, domnule, cenzură în teatru, am miliție pe stradă, n-am nevoie de KGB și la mine în pat. Alo, alo. Hai, hai. Îmi urmărește fiecare privire, fiecare gest. Uneori stau și o seară la fereastră și privesc apusul. E convinsă că filez pe cineva din blocul de vizabil. Dentista aia de la etajul nou care îmi povestea că te fugărea cu freza prin casă? Nu, domne, aia stătea în alt bloc. Una peste alta m-am săturat. În casă ea era Otelo și eu eram Desdemona. Și Iago? Cine era Iago? Adică! E clar, ne-a Gigi, s-a blocat. Stai, mă. Auzi, Gigi, nu mi-o dai și mie pe ștoarfa asta până mâine? Lați-o, domnul Dino, că și așa nu-mi ține mie de cald. Încercăm de vodcă mică? Obligatoriu. Unde? Drept în față. Unde mă duci, bestie? Hai, 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 coace. Lasă. Ia mea. Lasă, trei. Ești mort. Jeanne, tu vezi ce văd eu? Ce? Preparate din carne. Opa, începe să-mi placă aici. Este frumuseți locale. Nu? Uh-huh. Modeste, dar îngrijite. Ia uite, săracele, cum se holbează la noi. Să ne mănânce cu fulgi cu tot. Jeanne, să știi că am nimerit într-un centru cultural. Yeah. Auzi? Le facem numărul cu... Repede! Dați-i să bea ceva! Ce drăguță! Uită-te la tine cum arăți! De ce diva, nu știu toată ce lumea cum ce facem? Unde drumul? Stai, mă, să termine linia asta! Patru, patru! Pe toate. Cum e sala? Călduță! Hai să frigim la fane gongul! Da, dar n-am cu ce să bat gongul. Dați-mă ce vă să bat gongul. Un pic se bun? A, mă, nea fane, ce să o mai lungim. Dă cu capul în el! Foarte nostim. Dă, domne, cu capul în el. Ți-o fi rușine. E să fiu eu al dracu, dacă nu dau cu capul în gong. Domnul staroste. El. Vi s-a transmis un bilet la mine la poartă. Mie? Ceva nasol? După mine, din contră. Bine, trec eu la pauză și dau de la poartă. Trebuie împărțite manifeste în toate punctele cheie ale orașului. Luați legătura cu celulele de partid în închisori. 6-6, poartă în casă. Hai că ai înghițit-o și pe asta. Am vorbit cu tovarășul Steri. E de părere că momentul se apropie. Două și alte două. Aruncă-te. Tovarăș, am adus afișul manifest. Am lucrat la ei toată noaptea. Desfăl să-l vedem. Da, este exact ce ne trebuie. Tovarășii vor fi mulțumiți. Tovarășii Ștefan, ați aflat? Poliția a intrat în sediul nostru. Au confiscat tot. Au arestat
5 tovarăși. Știu. Dar dacă asta te mai poate consola, i-am prins pe trădători. Unde sunt jigodile alea spurcate? În securitate. Ne vom ocupa de ei la timpul potrivit. Domne, mi-ai dat niște emoții. Cu ce ocazie? Auzi? Mie îmi plac pantele pe scenă, dar până la un punct. Erau niște băieți de la județ în sală. Mă și mir că n-au oprit spectacol. Ce, nu v-a plăcut faza cu afișul? Lasă afișul, coane, astea-s fleacuri. Tu știi ce ai spus pe scenă? Când? La replica unde jigodile alea spurcate. În siguranță. N-ai spus în siguranță. Ai spus în securitate. Nu e același lucru. Unde jigodile alea spurcate în securitate. Exact. Da, liniștii, nu s-a prins nici dreacu. Felicitări! Pentru? Aia cu securitate, excelentă! Am 18 ani și vă doresc mai mult decât orice pe lume. Nu mă cunoașteți, dar vă urmăresc din umbră. O admiratoare. A cui e scrisul ăsta? Al meu. Că personal a venit personal. A dat telefon și mi-a dictat. Ce chestie. Domnul actor. Mi-a auzit piesa aici în difuzor, să știți. Mi-a zis-o foarte bine cu jigodii din securitate. La fix. Și noi nu radem pe nimeni în seara asta. Băi, Din, tu știi care e problema ta? Nu, care e problema mea? Tu treci prin viață deschidă la șleți. Jane, sunt legat de mâini de picioare. Dau șoc ce pot. Treabat? Ai grijă numai să nu stai singur, crac. Așa, din exces de zen. Adică ce? Lasă-o mai moale cu apropurile la secu și cu alte șopârle de genul ăsta. Pe cuvântul meu, dacă mi-am dat seama. Ana, pe cuvântul meu? Ce rost are să te expui? Toți ăștia din trupa veche sunt informatori. Mai știi care dracu stoarnă vreun raport? Ce rost are, bătrâne? Asta-s puștism. Întreabă-mă unde sunt jigodile. Unde sunt jigodile? În siguranță. Corect. Mi-e din ce în ce mai greu să trăiesc fără să vă simt lipit de trupul meu. Din păcate, eu sunt în sală, iar dumneavoastră pe scenă. Dar cum ar fi vrut? O admiratoare. Ce gânduri frumoase. Dar uite ce scris și-o dă pe să aibă. Nu, scris și al meu. Tot la telefon? Tipa are un stil de te doare cap, de telefon și dictează textul. Hai să mergem, că mă îmbolnăvesc. Mama voastră de puta mare. 6-6, te-am spart. Credeți că vă merge? Avem noi metode să vă facem să vorbiți. N-am avut mistură, 6-6 și eu. Bafta fraierului. Mă! Na, încă o pereche de șesări. Era dracu. Nu se poate 6-6. S-ar zice că suntem în formă. Nu. S-ar zice că cineva face mișto de noi. Ce? Asta nu moare în patul lui, îți spun eu. Toți terchea, berchea pe spinarea noastră? Nu vrei să dai casele conspirative ai? O să te facem noi să vorbești. Arde-l la dantură! Pocnește-l, Jane Crucea, mamii lui de golan, că ne-a stricat zarurile. Dă cu el de pământ. Nu o să scoateți nimic de la mine. Vorbește-mă. Zi-mă. Spune-mă. Zi-mă. Încetează. Încetează, dragă. Vreau să ne găsim împreună. Goi într-o fântână cu șampanie. Oh, întâlnirea noastră nu mai poate fi evitată. O admiratoare. Bă, dar asta e pornită, rău. Goi într-o fântână cu șampanie. Oare cum arată o femeie care poate să scrie așa ceva? Bună, fetă. Uite, vezi, de-aia nu reușești în viață. N-ai imaginație.
Cum ar fi să te trezești cu un animal trăsnet? Somn ușor din nou. Înțeleg că nici noaptea asta nu radem nimic. Da, bunicu. Să mă dă-ne în pace. Ștefan, unde ai fost? Eram îngrijorată. De ce îmi dați drumul la radio? Voi nu știți ce se întâmplă? Criză economică. Atențiune, lăsați aparaturile deschise. 3. Aici Radio Europa Liberă. Bravo! Dragi ascultători, bună dimineața! Marcela, acum pot să-ți spun. Sunt membru al Partidului Comunist. Ștefan! Dacă unii dintre noi așa înțeleg să-și facă meseria, care unii dintre o să apelăm noi? La alte mijloace. Asta deja nu mai e bășcălie, să știți. Asta este bătaie de joc. Absolut. Mâine se va ști până la nivel de comite județean ce s-a întâmplat în seara. Hai, domnule, nu vă mai uitați. V-am spus odată, chestia din seara asta nu mi-aparține. Hai să fim serioși. Nu mai știu pe altul în colectivul ăsta care să facă cioace pe scenă. Măcar n-are curajul răspunde. Cine ne-a măsluit zarurile la table? Vreau să știu cine ne-a măsluit zarurile. Dă-le în paștele măsii de zaruri, că nu de asta ne arde nou acum. Nu se poate face. Vreau să știu și eu așa, ca principiu. Cu ce drept mi s-a umblat în benzi? Cine ți-a umblat, domnule? Uite ce te-a ajuns, saroste. Eu te sfătuiesc să recunoști cinstit. Nu-i drept să iasă pătat întregul colectiv. Auzi, babetă în șpile. Păi nu mă lua pe mine ca la miliție, că nu ține. Băi! Cum vorbești, mă, cu nevastă mea? Vede că îți dau una așa bătrân cum mă vezi, îți culegi dinții din sală, bă! Nea, bebe! Opriți-mă, că l-o mor, bă! Stai, bebe! Lasă-l! Lasă-l, bebe! Bebe! Băi, bebe, lucrurile astea nu se rezolvă așa, măi! Stai! Ce dracu, mă, suntem oameni civilizați! Alo, poți să demontezi? Da, hai, gata, toată lumea la culcare. Important e să ne facem treaba mai departe. Discuția asta o să o reluăm în alt cadru, după turneu. Mai reflectează. Hai, gata, gata, demontat. Degeaba încercați să-mi plătiți mie niște polițe. Probe, tată! Nu o să fac probleme. Te dă sufle. Uite aici. Cotilia apelor Dunării. Cu complemente de la portar. Păstrează-l tu. Ești nebun? Tu știi ce scrie aici? În locul și la timpul potrivit, voi ieși din anonimat. Până atunci, visez leșinuri dulci în brațele de vâsă. Cercul se strânge, ai? Frig. Frig al dracului, domnule. Trei ore în frigiderul ăsta și ne duce la aplauze pe târgi. Bă, da, văd că așa din sală s-au dezbrăcat bine, mersi. Păi da, că frigul vine din spate, prin scenă, în sala încălzit. Așteaptă să tragă cortina, să-i vezi cum dau buzna la paltoane. Jucăm sau ce facem? Păi cu ce dracu să jucăm? Ce-a să ne pune tu? Cum să nu jucăm? Vezi, domne, de treabă! Ce, te-a băgat cineva în seamă? Ai zaruri. Neafane! Gongu! Ești, mă, jupâne! Dumnezeu v-a dat înzecit sufletelor ce se îndură de un sărman nenorocit! Cum? Ce spui? La sută mia? O camătă minunată! De-ar fi astfel, starea-n toată eu ți-aș da-o chiar îndată. Să știi însă că dând una, n-o mai vei, n-o mai găsi. Miluiește-mă, jupâne! Cu ce singur s-o cotești? Și un mărunt o să mai ajungă. Iată, de trei zile în gură n-am luat un loc de pâine. S-am avut o fărântură. Thank you.
Iată că misterul s-a elucidat. Cu mine vorbiți? Îmi pare bine. Prietenii spun Dino. Dino Camflet și Barney? Exact. Dar pe tine, în afară că semnezi admiratoarea în toate bilețele, te mai cheamă cumva? În ce bilețele? 2-0 pentru tine. Vrei o cafea, Cristina? Da. Am uitat să mă lavezi, dar mai zic. Îmi dați și mie un autograf? Lucrăm. Alo, domnator, păi, biletul. Mă rog, treaba s-a rezolvat. Ia, de lângă. Ea era? Da. Arată mai bine decât scrie, nu găsești? Ce recurbe de astea la tine? E vorba de biocurenții. Îți explic eu altă dată. Auzi? Te aștept de afară? Da. Și în al 12-lea ceas apare și ultimul bilet. Citește-l tu. Mă, tu ai citit biletul ăsta? Nu, păi ce mai contează? Fii atent. Dacă vrei trupul meu, așa, vino diseară la ora 21 pe peronul gării. Admiratoarea. Păi, asta înseamnă că e alta. Exact. De unde ori avea unii atenția biocurenți? Bine, și eu ce fac în cazul ăsta? La fizicul tău? Eu mă și apucă de teatru. Tataie, când a sunat fata? O, cu cică, cât ai lui smatele de vorbei cu fătul cu aia după colț. Aha. Ți-ar ok, dracu, nimic nu scapă, a? Vârsta de... Aha. Deci, sunt doi subiecti. Unul care îmi scrie bilete și care nu s-a arătat încă și altul care mă așteaptă afară. Sper că mă mai așteaptă. Dau ce ora din mână? Vrabie din mână. Așa, vrabie. Uite cum facem. Eu iau pasta și văd eu cum mă descurc. Așa. Tu te duci la hotel. Stai acolo până la 7:30. Da. Dacă până atunci nu vin, te duci în locul meu la gară. Vezi care e treaba, te orientezi, ești băia mare. Am înțeles eu bine? Îmi dai sărun să-i un oșcior de la tine? Nu. Îți propun un târg. Cinstit. Eu ți-o cedez pe admiratoarea. Serios? Tu nu calci în cameră până mâine dimineață. Ești nebun? Și eu unde dracu dorm? Uite care ești un autograf. Ai grijă cum te porți? Carmen. N-am știut că ești însurat. E mama la tinereți. Ce golan ești. Vezi, poate ea și te caută. Da. Dumitru Staroste? Da. Cine? Alo? Alo, cine? Alo, Bardac. Alo? Dă-mi Rădașca. 521, răspunde. 521, sunt Bardac, mă recepționezi? Pa, am fugit. Dar s-a lucrat aici, nu glumă. E? Mulțumit? E un fel de a spune. Ai fost? Și? O gagică. Ție cum ți-a mers? Mă știi doar. Punct ochit, punct lovit.
Lasă-mă pe mine. Zice era cu nebuna. Un altă slabă ochelar. Genul intelectual. Nu te-ar fi interesat. I-a spus că îți pare rău dacă n-ai putut să vii. Aveai ceva de citit. Aha, mai departe? Am stat de vorbă. Te-ai sunat? Ce drag puteai să discuți cu o gagică genul intelectual? Schopenhauer, reîncarnare, filozofie indiană. Crezi că mai știu? Jeanne, am ceva de vorbit cu tine. Am impresia că băieții mă lucrează. Că sunt luat în vizor, înțelegi? Ce facem, dragă? Nu plecăm? Că asta nu mai vine. Uite, asta mă bagă pe mine în spital. Oamenii neserioși. Am spus să se respecte ora plecării. Eu zic să mai așteptăm un sfert de oră. Cine știe, poate apare. Dar să vină nene cu trenul dacă e prost. Nu știu ce să spun. Bagajele nu sunt în cameră. Unde putea să dispară? Da, fiecare moare singur. Gata, îmbarcarea. Și altă dată, și altă dată, o să face și sunt toți? Hai! Cine începe? Gradații primii! Băi, pst! Ce-i, mă? Care ești? Dă-te mai aproape și ai să vezi. Drept. Ce trebuia să faci tu după stingere? Permite să raportez, n-am primit niciun ordin. Culcat. După stingere, militarul execută program de somn. Drept? Ce căutai pe afară? Permite să raportez... Semnalul de stingere îl cunoști? Da. Ia execută-ți la ușiu. Ta 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 ta. Mai încet, mă, când scul toată unitatea. Atenție, stai. Culcate, rășmași. Centura și returile.
să trăiți. Ați dormit bine, domn ministru? Permite să raportez. Ce să mai raportez? Ce să mai raportez? Că m-ai înnebunit de cap. Pe unde mă învârte regimentul ăsta, pe unde mă întorc, ca unul mai de tine. Tu te vezi cum arăți, parcă ai căzut din pomul de iarnă. Prăpădit ești, cizmă la instrucție, ești ochelare, ți-i spargi la tragere cu patul armei? Mai vin și te găsești și arestat. Ia zi, te-ai caftit cu careva? L-ai băgat pe vreunul în infirmerie, mă? Permite să-l raportez, soldatul Anghelaru Vistă la poartă. Bine, dai drumul. Bravo! Cum dai puțin de dracu, hop, și babacii la poartă. Hai, du-te să te șteargă la nas. Dar vin și eu cu tine să văd ce o să zică când te văd așa, fără centură, fără șireturi. Ieșit de la bulău. Please. Rațiu, dragă, te rog din suflet, spune lui Paulică că am venit. Am trimis după el de o jumătate de oră. Să trăiți, orsul locotenent. Ilarie e fiul meu. Da. Dacă se poate să-i dau de o săptămână viitoare acasă, e mai că s-a bolnav. Salut. Ce faci? Cine e asta, mă? E gagica lui? Ia uite papagalul ce femeie și-a tras. Premianții neică. E sorsa, mă, stați liniștiți. Să avem noi bafta asta? La rând, gradații primii. Trebuie să-i păcălesc pe ei în continuu cu meditațiile, nu mai rezist. Haideți, mă, hai, hai să o vedeți pe sora lui Horatiu. Hă? Care-i, mă? Aia, băi, care-i, bă, aia cu crațile, mă? Hai să moară calul. Dar unde-s șiretul? Da, s-a rupt. Știi, sunt tot felul de tâmpiți care se țin noaptea de bancuri. Ce vorbești? Fără șireturi? Uite, n-ai nici centura. Mă, tu vii de la țambal. De unde știi? Mă, tu n-ai fost cu minte. Nu e sors. Nu se poate. E gagică, s-a mie rău. Ia spune-mi, domnișoara Burlacu a mai venit pe aici în vizită la militari? Cine să vină? Acolo. Domnișoara Burlacu, fata comandantului. Oh, ce fată frumoasă, aritoare și colonel. Bii, treacă-i tu țeava lui Horați. De el ce treabă are? Stă și o să ilește la bulău. Cât i-a dat? 2 zile. Cât, mă? Lux și mai vine și gagica în vizită. Ce gagică de balamuc și-a tras ciumetele? Și noi o frigem pe rapandula aia de Rexona. Hai, bă, liniștit, era zoră să... Bă, mai terminați dracului odată, că de ieri de la prânz numai despre asta clămpăniți. Epa! Angel cel cu blugi vrângel. Râmarul se întoarce. Ce bă, ce-a pămilă? Ia-ți-o și curăță-ți-o. Ce, mă, e granja în companie? Așa, mă, deșteptule, apucă-te și cheamă. Ia zi, bă, sculă, cine era artista, a? Una. Nu că eu-l bap ăsta. Mai face și mișto. Cică una de parcă ar avea 10. Hai, mă, Horățu, serios acum. E fost ta colegă de bancă sau ce? Dar ce aveți, bă, nehaliților? Lăsați omul în pace, e prietena lui. Gata, v-ați liniștit? Horațiu, fără mișto, e prietena ta din București? Dar de ce te interesează? Pentru că mi-ar prinde bine și mie o adresă când vin în capitală. E de aici din oraș, ne-a cunoscut în învoire. Ce spui, Franța? Ai agățat-o pe stradă. Ți-ai tras uniforma și ai ieșit pe stradă, a? Ce să vă fac? Când voi vă înghesuiați să plecați acasă, eu preferam o învoire în oraș. Preferai pe dracu. N-ai mai plecat acasă că te-ai făcut de rahat la trageri și ți-ai spart și ochelarii cu arba. Și n-ai să pleci săptămâna viitoare, că abia te-au scos de la bulău, așa că nu te mai dai rotund. Zi mai bine dacă te-ai culcat cu ea.
Ce mă, ți-e rușine de colegii tăi? Si, mă, i-ai pus-o sau nu i-ai pus-o? Bă, asta, mă, poate cu creionul. Terminați, mă, ce sunteți obsedați? Am discutat problema. Ați discutat-o? Păi atunci e clar, treaba e rezolvată. Au discutat-o. Nu vrea decât după ce ne logodim. Vă logodiți? Când? Curând n-aveați o grijă. Păi de ce nu o aduce aici? Vă logodim noi. Sunt și alte propuneri. E clar, e profesoara lui de pian. Ce bă, ți-au angajat-o părinții la BAC? Vă spun eu, e femeia din casă, a venit să-i aducă la injurie, curat. Bă, ce credeam asta, că ne face pe noi? Ce vrei, mă, Titi? Vrei să o aduc în companie? Eu în locul tău așa aș face. Ce mă, crezi că nu pot să o aduc dacă vreau? Bă, da, bărbate, poți. Păi să spun și eu că poți. Dar e pe aici, vă, 2-3 care nu te crede. Care nu-l crezi, mă? E, și acum, care-l crezi? Vezi, e o problemă. Ce propun eu? În ultima noapte, când facem cheful de adio, vii cu fata aici. Îți arăt eu un loc lângă depozitul de muniții unde sparg gardul și noi vă logodim festiv. Îmi puși doi iepuri în aceeași noapte. Rezolvi și problema fetei, câștigi și încrederea colectivului. Nu poate, mă, fi serios. Ce deștept ești, pe cât că pot? Pe 50 de lei cu fiecare de aici. Pe 50 de lei cu fiecare de aici. Atenție! Angel, la mine în cancelare. Și nu știu cine. Cum adică cine e? Adică tu nu știi, habar n-ai că te-ai încurcat cu fata toașului colonel Burlacu, comandantul regimentului? Nu. Și de faci, mă, figura asta de bou? Nu v-am învățat eu că soldatul trebuie să fie vigilent? Mă, nu v-am prelucrat eu să fiți cu ochii în patru cine vă contactează? Și să raportați imediat orice persoană suspectă. De ce n-aplici? Bă, ca militar, nu poți să ai legături personale cu oricine. În război, ce te faci dacă o agentă de contrainformații îți sucește mințile? Inamicul atât așteaptă. Să te prindă slab. Tu-ți închipui ce este dacă toașul colonel află de situația asta? Da. Nu cred că ți-i închipui. Fata e în ultimul an de liceu. Taso vrea să o bage în facultate. Îi plătește meditațiile. Și când colo, ea se încurcă cu militarii mei. Pe cine crezi tu că pică măgăreața? Pe mine. Greșit! Pe mine, măi, soldatule! Eu intru în colimator, că dacă nu-ți dădeam atâtea învoiri să te duci în oraș, și te țineam aici să faci sectoare, nu se întâmplă ce s-a întâmplat. Și aveam și o companie mai curată. Așa că, până la liberare, să nu te mai prinpaci după învoiri. Ridică-ți boneta. Pune-ți-o pe cap. Cu stema în față. Băi, Anghele, bă, tu ești periculos, mă. Eu trebuie să închiși pe nevastă mea în casă, băi, Anghele, bă. Marci la program. Cumva să-mi arătați și colecția voastră de discuri?
Înțeleg că te dai la colegele noastre, da? Mă cunoști de undeva? Sper să n-apucăm să ne cunoaștem. Astăzi a spus. Vrei ceva de la mine? Da, vreau să o lași în pace pe fata asta. E prietena mea. Care fată? Sizu foarte bine, care a plecat acum de aici. Să înțeleg că ai tras cu urechea. Nu, dar știu că a fost aici. Ce părere aveți voi, mă? Că dacă v-am primit în orașul nostru să faceți armasa, acum puteți să vă dați la femeile noastre? Deocamdată văd că tu te dai la mine. Băi, fii atent că am făcut 3 ani de box la junior. Dacă mă enervez, se umplu de sânge pe aici. Ai grijă cum vorbești cu militar în uniformă, s-ar putea să încurci. Eu ți-am spus-o cu frumosul ca de la om la om, dar văd că nu înțelegi. Poate vrei să ai de-a face cu patrula. Poate vrei să-l ghei pe frații meu care e calasis. O să curgă sânge, să știi. Poate vrei bătaie. Ți-am spus-o cu frumosul. Ce mă vrei bătaie? Băi, fii atent. Bătaie? Dacă dai, îți spalb ochelarii, chisoi și măgii de nenorocit! Cine ești tu, mă, să te lești de mama? Cine ești, da? Dacă cine ești, mă, să te dai, mare, zi! Las că vezi tu cine se... Ei! De ce dai, bă? De ce dai? De ce dai, bă, zi? Cine a dat, mă, eu? Tu ai vrut să dai! De ce dai, bă, zi? Poate mă enervez. Păi să ne măgii se bucurește în împuzit! Șerpeanu, vorbit în formație, te-am scris. Aici nu se parlamentează, mă. Aici se execută program de cititul presei. Ai vorbit bine? Zanfir, ai vorbit? Notat în carnețel. Dar-și caporal, permite să raportez. Miroase băutură. Buciu, vorbit neîntrebat, trecut pe listă. A vrut doar să... Dacă vă convine să rămâneți în unitate în timp ce alții se eliberează, treaba voastră. Zi, mai aranjat vine? Mâine mai vorbesc cu ea. Angel? Notat în carnețel. Toașul caporal, permite să raportez. Nu permit nimic, soldatule, stai jos. Pentru ce m-ați notat? Pentru că ai vorbit. Și dumneavoastră ați vorbit. Nu fi obraznic că te scriu de 2 ori. Nu mă interesează. Nu-i cinstit. Eu nici nu pot să citesc ziarul cu atenție că dumneavoastră vorbiți tot timpul. Vă trec și eu în carnețel. Ce face? Caporal Pușcașu vorbit în formație. Nu știam impresia că s-a supărat. Oricum rămăsese că ne vedem la teatru. Bă, bune! Orați îți întâlniște la teatru cu Gagica. Hai, lasă-mi. Ați auzit, bă? Lasă vorba în formație! Stângo! Stângo! Stâng, drept, stângo! Doarul la cântec! Mândră țară, tânăr colț de rai! Cu toată repetă! Mândră țară, tânăr colț de rai! Cu cântec, mâș! Lasă-te-mi cantare, o la chitară-i maro. Lasă-te-mi cantare, una canzone piano. Ei, bă, al dracu, n-am mințit. Bă, la ne ține, bă, că mi-e rău. Dacă se pupă și aici, fac infart. Termină-mă. Uite, bă. Aștept totuși de seară, pe la 7 la vagon, da? Vezi că se așează lângă ea. Mă, cu ce-o ține asta așa o femeie, mă? Îți spun eu, cu magoții pe care scoate din pariuri cu noi. Bă, bune, mă. Angel! Vrește la locul tău imediat. Lăsați-l în pace.
bă, ăsta a uitat vorbele. Fii atent că nu mai știi nimic. Bă, urâtule, unde dracu te uiți? Bă, ăsta a uitat replica. Suflă-ia, bă! Hai, bă, că ți-a suflat-o. Vai, băi, mă, love good, băi. Du-te, bă, și pucurește acolo peste proteză, poate se impresionează. Uite, așa s-a dus și fata hai, și soldat. Hai, bă! Terminați că vă pocnesc. Dumitru Staroste. Ce asta? Așa-l cheamă. Hai, colonale! Alineți! Domnule Acântec! Între țară, tânăr colțărai! Nu s-o repede! Mândră țară, tânăr colțărai! Luță-l cu cântec, răite! Mărci! Mândră țară, tânăr colțărai! Noi vegem să ai numai flori pe plai! Primăvară, liniște și cânt! Vrem să fie veci pe acest pământ! Aveți un parc frumos, știai? Ăsta e un compliment pentru mine? Nu, mă gândeam... Dacă e pentru mine, îl accept. Am săpat o lună de zile pentru el, toată școala. Serios? Mm-hmm. În orice caz, a ieșit frumos. Mie nu-mi place, e plin de așezați. De ce? De așezați. De ăștia care au familie aici, au servicii aici, au copii aici, o să moară aici. Și unde îți place ție să te plimbi? La gara. Și mie. Când trec pe acolo, mă gândesc că gata. Peste 3 săptămâni termin armata, începe civilia. M-am săturat de uniforma asta ca de dracu. Și eu. Te-ai săturat de uniforma mea? Nu numai tu porți uniformă. Azi e 9, mâine 10, pula mea, armata trece. Așa de tare îmi doresc să plec de aici, să văd lumea. Păi pleci. Nu vii la București să dai examen? Am spus să văd lumea. A. Tu ce-ți dorești cel mai tare și mai tare? Eram sigură, numai la prostiți mergem. Asta e tot? Nu. Știi tu la ce mă gândesc? Porcule, numai după logodnă. Așa am hotărât eu. Ne logodim? Vorbeam în general. Termină, te-am întrebat serios. Tu vrei ceva în viața asta? Da, nu știu. Aș vrea să descoper ceva important. Ceva gen clopotului Gauss. Ce e asta? Un clopot îngropat? Cristina, clopotul lui Gauss este un grafic, o curbă în matematică. Neinteresant. Prima dorință îmi plăcea mai mult. Thank you.
Carmen, ce surpriză! Dinu n-a venit? Nu. De ce trebuia să vină? Aștepți cineva? Eu? Nu. Ah, am avut spectacol. El a dat o fată la aplauze și am rămas cu ele în mână. Ce decor romantic, nu-i așa? De ce toată farsa asta, Carmen? Vreau să fiu sigură. Că ce? Că mă înșeală. Asta e o tâmpenie. Scuză. Serios? Ei, uite, așa sunt eu mai tâmpită, nu sunt isteață ca voi. Da, mi-a ajuns, înțelegi. M-am săturat de javre, artiști, scamatori. Gata! Vreau să-l văd pentru ultima oară, să-l fac să uite în ochii mei și să-și înghită minciunile cu linguriță. 10 minute, cât stă trenul în gară. Plec și am, înțelegi? E un tip care mă așteaptă la București cu actele. Nu e vorba de dragoste, păpușel. E vorba de Canada. Așa că v-am salutat din mers. Nu merită, Carmen. Crede-mă. Măcar aici cineva te iubește. Mare iubire. Nu mă refeream la el. Ce faci? Lasă, dracule, Canada. Ce-ai nebunit? Ce-ți trebuie ție, Canada? Îți aranjez eu. Te iau eu cu mine. 10 zile la un festival la Bratislava. Termina! Termina când îți spun. Sigur că n-aș fi să fie liberă. Ia labele pe mine. Ia labele pe mine când îți spun. Și el te înșeală, să știi. Chiar în clipa asta. Dă-mi drumul că te omor. Te omor cu mâna mea, rorcitule. Te omor, înțelegi? Spune-mi că ar fi o șansă. Atât. Stai jos. Stai dracului jos. Eu știu că tu vei. Nu ți-e frică. O să ne iubim ca doi nebuni. Goi într-o fântână cu șampanie. Carmen, stai să spun ceva. Carmen! Deschide. Deschide să-ți dau pantoful. Bărbată tu, face bancuri politice pe scenă și tu întreții relații cu cetățeni străini. O să vă fac informare la amândoi! Nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata. Bani acasă nu mi-a dat nici mama, nici tata. S-au înunitate, fac câși pe coate. Fac la doare și se goare până la liberare. S-au înunitate, fac câși pe coate. Fac la doare și se goare până la liberare. Unde umbli, bă? Hai să bei cu noi. Hai, Libi! Ce face, bă? Ăsta e pulbere. Băi, nu se poate! S-a machi Horațiu! Ce mă, ioftică pe noi? Ce mă, că a pierdut 300 tare, dacă-i fraier! Nu l-a pus nimeni să parieze. Ce, bă, te dai lovit în aripă? Nu, bă, e supărat că nu i-a venit gagica. Auzi, mă, te-ai julit la sentiment. Așa e femeile, bă. Dacă nu bați la ele ca la fasole, n-a înțeles nimic din viață. Parcă ce? Eu n-am avut una la Pașcani. Am prins-o cu taragotistul de la restaurant. L-am găurit pe ăla de sufla în el ca în fluier. Hai, bă, fentă, nu fă pe nebunul. Mâine ne eliberăm. Terminați, bă, cretinul, nu vedeți că doarme. Da, a luat ceva la bun. Horațiu! Hai, bă, deșteptarea, scoală că ți-a venit gagica. Hai că te rezolvăm și pe tine noaptea asta. Mm.
Moșule, fie în care treabă. Dați-i o gură de coniac. Hai. Uite, noi am văzut că tu ești cu morarul la minus și fiindcă tot e ultima noapte, dacă te-am suportat 16 luni, se cheamă că am făcut armata împreună. Așa că banii pe care i-ai pierdut, noi am investit ca să te ajutăm. Păi unde e? Ziceai că avem... Înainte să vezi ce am putut noi să facem pentru tine, trebuie să spun ceva din partea întregului colectiv. Ce vreau eu să spun e așa. Femeile sunt toate la fel. Corect. Pe bune. La ele ce e important e un loc care să vezi tu unde e. În rest e ca la pistolul mitralier, nu diferă decât seria. Important e să tragi în țintă. Nu știu dacă m-am făcut înțeles. Dați ochelarii jos. El e? Servus. Eu sunt Rexona. Ai emoții? Să știi că și pentru mine e prima oară. Vorbesc de logodit. Băieții m-au ales pe mine să vorbesc. Am picat la teologie. Logodesc pe roaba lui Dumnezeu, Rexona. Cu robul lui Dumnezeu, Horatiu. Erau niște vorbe, dar nu mai țin eu bine minte. Acum noi să ne retragem la spălător, să-i lăsăm să mă înțelegeți. Ce-ați făcut? V-ați certat? Tocmai acum, după logodă? Bă, tu ești bărbat sau ce chiloții mei? Ai pierdut un pariu. Nu pot. N-are niciun rost. Auzi, bă, Horatiu, știi vorba aia cel mai deștept cedează? Nu-i adevărată, numai proștii cedează. Alo, 531? Dă-mi un fir cu orașul. Alo? Scuzați-mă că vă deranjez. Dați-mi, vă rog, camera domnului actor Staroste. Da, mersi. Dumitru Staroste? O recomandare. Liniștește-te cu fata aia. Nu încerca să o mai vezi. E spre binele tău. Alo, Bardacu. Dă-mi rădașca. 531, răspunde. 531, sunt Bardacu.
Mă recepționezi? Veți pleca acasă. V-ați preluat efectele civile. Dar atâta timp cât sunteți încă în perimetrul acestui regiment, sunteți militari. Și vă poftesc să vă comportați corespunzător. Dar chiar și după ce veți fi dincolo de poarta unității, în acest oraș, lumea vă cunoaște ca militari. Drept pentru care vă veți comporta ca militari. Veți urca în tren. Să n-aud de beții sau de scandaluri în drum spre locul de destinație. Lumea care vă vede să știe că nu veniți de la cărciumi. Purtați-vă ca și când ați avea încă uniforma militară. Iar și după ce veți ajunge acasă, să nu uitați că un timp, până vă veți lua înapoi buletinele, vă legitimați în continuare cu carnetul de serviciu. Deci, în fața omului legii, sunteți militari. Și chiar și după ce veți fi trecuți oficial în rezervă, în viața dumneavoastră care începe de acum înainte, să nu uitați vreodată că ați satisfăcut un serviciu militar. Că lumea vă judecă și ei trebuie să spună: da, domnule, uite un om care a făcut armata. La un caz ne bazăm pe el să ne apere de americani. Închei spunându-vă următoarele. V-ați născut civili, dar veți rămâne toată viața militari în rezervă a armatei române. Vă felicit! Companie! Companie, rând! Ridicați-vă valizele! La drea! Da! Direcția poartă înainte! Mărci! Mă duc să o aștept la liceu, vreau să mă vadă civil. Îi mai dau o șansă. Mândră țară, tânăr cor de noi! Companie, repede! Companie, repede!